România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, o dezbatere despre care sunt sigur că o purtați acasă, cât și o dezbatere despre noi, nu despre alții, și nici nu ne punem speranțe că alții ar trebui să facă ceva mai bine pentru noi în această situație. Ce avem noi de rezolvat astăzi este un lucru pe care îl facem față în față cu copiii noștri. Vă provoc astăzi să stăm de vorbă și să vedem cât de diferiți suntem de generațiile care vin din urma noastră. Fie că-s copii, fie că-s oameni mai tineri, și mai ales cum îi formează lumea în care trăiesc, că îi formează altfel. E un fel de a, dacă vreți, e un fel de a ne construi amintiri cu ei, pentru că imediat o să constatăm că timpul a trecut, că am luat-o la goană, că ei sunt foarte mari și că pleacă de acasă și că n-am avut timp să-i pregătim suficient. Ce au te, domnule, sunt altfel. Eu mă uit des pe un forum de Facebook, de fapt două, acolo unde Atena Boca și echipa ei fac o treabă extraordinară. Se numesc forumurile astea La Primul Adolescent și La Primul Bebe. Iar acolo mamele, în special mamele, dar sunt și tătici, împărtășesc impresii despre ce se întâmplă cu copiii lor și ce dileme au în față. De ună zi am văzut o dezbatere care m-a făcut să zâmbesc despre o fată cu părul albastru, care a venit acasă cu părul albastru. Ce faci dacă vine sau se duce la școală cu părul albastru? Sau despre unii care, vorba unui coleg de-ai mei, zici că sunt de pe stradă. Știți voi, cum se îmbracă? Cum să te îmbraci, domnule, așa? Sau despre fetele care se îmbracă n-amai altfel, cum s-ar spune. Și mi-am adus aminte cât de vie era dezbaterea asta și pe vremea noastră, și asta înseamnă că nu avem aici o mare schimbare. Sigur că noile generații vor fi întotdeauna mai libere, mai provocatoare și că ne vor scoate nervi, da. Dar e o mare schimbare, sau e o mare schimbare, de exemplu, atunci când fiul meu m-a anunțat la 16 ani că el își caută de lucru, că a găsit două slujbe, nu una, la care se duce peste vară. Și am văzut și părinți vorbind despre asta, dar am văzut pe forumuri sau în alte părți, copiii care își caută repede de muncă și nu prea mai vor ei protecție de acasă, da? Plus un sentiment al muncii care trebuie musai răsplătită. Ați remarcat asta, că nu mai e așa, tu faci că ești copil, faci pe degeaba. Aici e o mare diferență. Și o diferență mare față de generația mea, de exemplu, este informația. Copiii de astăzi au mai multă tehnologie și mai multă informație decât a existat vreodată pe planetă. Și asta îi face diferiți față de noi. Gândesc mai repede, se mișcă mai puțin, își știu drepturile mai bine, le răspund părinților, au opinii, dar și o doză de nepăsare despre care noi spunem, băi, dar n-am fost niciodată așa. Nu vezi că nu le pasă de nimic? Tehnologia care le stă la dispoziție vine la tot pasul cu avantaje și păcate. Ea te poate scufunda într-o lume în care filmele de 5 secunde îți pot tulbura mințile, dar și în care, cu ghidajul corect, poți să găsești căi mai bune de dezvoltare. Și da, tehnologia ia locul cărților, iar noi trebuie să ne obișnuim cu asta. E o diferență foarte mare, cred că sunteți de acord. Da. Într-unul dintre episoadele recente ale interviurilor pe care le fac cu Paul Olteanu în aceste săptămâni, el povestea și despre o altă diferență majoră între generațiile noastre și cele care vin din urmă. Și anume lipsa de răbdare și de tenacitate a noilor generații, aflate doar la un buton distanță de ce vor. Va fi, spunea el, prima generație care nu este formată să ducă proiecte pe termen lung și să le poată preda de la unii la alții. Prima generație a cărei tendințe de colaborare vor fi limitate față de generația noastră. Pentru că factorul răbdare se învață și el, iar aici nu există. Dar astea sunt lucruri observate de mine. Ce ziceți voi? 0372069599. Îl repet, sunați-ne din toată țara, dar puteți să o faceți și din străinătate, că și acolo aveți copii, fie ei români sau de alte naționalități. 0372069599.
Ce vă bucură cel mai tare la generația copiilor voștri? Dar care e lucrul care vă supără cel mai tare? Cel care vă scoate din sărite de fiecare dată când îl vedeți? Și spuneți, domnule, ăștia nu știu să facă bine asta, nu fac bine cealaltă. Până la urmă, care este diferența majoră dintre tinerii, copiii de astăzi și cei care am fost noi? Ce ați observat voi? Astea sunt întrebările mele astăzi, de-abia aștept să vă aud. 0372069599. Hai să vorbim, să-i bârfim pe ăștia micii, să spunem, băi, așa ceva nu se mai poate, stimați cetățeni. Ce am văzut la ei este culmea. 0372069599. Arunc un ochi și pe Facebook, avem și acolo mesaje, sunt convins, și suntem gata să pornim cu Răzvan aici. Salutare, bine ai venit la noi. Vă salut, domnule Sfiblea. Din capul locului trebuie să vă spun că eu sunt tatăl unei fetițe de 10 ani și voi vorbi, din păcate, mai mult despre pătura socială de mijloc, dat fiind că nu cunosc foarte mult despre cei din mediile mai defavorizate și atunci n-aș vrea să extind asecțiunile mele și asupra lor, deși te sunt încurajez. Convins. Eu te încurajez să vorbești despre ce știm, că așa vorbim cu toții în emisiunea asta, despre ce știm și ce am văzut. Și da, asta e o emisiune care, în general, vorbește cu pătura de mijloc a României. Eu mă mai uit pe audiențe și asta îmi spune mie emisiunea asta. Deci nu e nevoie de o scuză aici. Ăștia suntem. Am înțeles. Revenind la subiectele dumneavoastră, voi spune că pe mine nu mă interesează, când spun noua generație, fac o distinție între cei care au între 20 de ani până în 30, poate 35, și cei care sunt sub 20 de ani. Ce îmi place unitar la noile generații este că își cunosc foarte bine drepturile, sunt capabili să se ridice și să stea în fața unei nedreptăți. O să vă dau un exemplu scurt. Fiica mea, de exemplu, atunci când o cer și ei se pare că cearta e oarecum un abuz, fără să am dreptate sau cumva reacționez disproporționat cu subiectul, mă privește foarte senin în ochi, nu-mi comentează, dar privirea ei foarte senină îmi transmite. Ok, îți poți face numărul, e în regulă să te descarci, până la urmă nu vrea nimeni să faci un atac cerebral sau un infarct, dar trebuie să fii conștient că greșești și exagerezi și nu sunt lucrurile chiar atât de grave. E, asta îmi place foarte mult și de câte ori pot, eu spun. Iarăși îmi place faptul că sunt capabili să dezvolte o afinitate în a cerceta diverse lucruri, să se îndrepte atât către tot felul de activități economice. Din nou mă uit la fiica mea care își face din hobby-ul ei și un fel de business, evident cu ghilimelele de rigoare, la 10 ani vinde diverse lucruri colegilor de la școală. Ce nu-mi place? Nu-mi place că nu sunt capabili foarte mulți dintre ei să lucreze în echipă. Nu-mi place că sunt mult prea individualiști. Nu-mi place că așteaptă mult prea repede să li se întâmple lucruri bune și când spun mult prea repede, cred că li se aplică multora dintre ei dictonul vreau acum, vreau imediat. Știi de ce se întâmplă asta? Și e demonstrat neurologic pentru că ei au în față niște dispozitive care le oferă acum și imediat. Sunt primele generații ale lumii care sunt legate de cauză și efect printr-un buton. Și butonul ăla le dă și dopamină, ceea ce, de cele mai multe ori, ceea ce va reprezenta o schimbare fundamentală în societate. Vă dau dreptate. Acest click e adevărat, îl observ și eu, dar mă deranjează o chestiune. Aceea că, deși m-aș aștepta ca fiind la un click distanță de orice fel de informație, spiritul lor critic să fie cu mult mai dezvoltat decât era al nostru. Okay. Observ că paradoxul este că nu este așa.
preferă să ia pe negurgitate toate informațiile care le vin pe ce au selectat ei că își doresc să primească, fără să cerceteze, deși le e la un buton distanță, fără să cerceteze și alte opinii și alte păreri și dacă este adevărată sau falsă informația pe care tocmai au primit-o. Chestia asta mă deranjează cel mai mult. Și, faptul că, deși internetul le este complet la dispoziție, preferă să ia de bun un influencer, care s-ar putea să aibă dreptate. Sau dar nu. Ei nu-l mai privesc. Alo? Sau nu, am zis. S-ar putea sau să aibă nu. Dreptate sau nu. E observație formidabilă, da. E observație formidabilă. Am văzut și eu asta la copii. Sunt convins că așa eram și noi. Și cred că aici se face diferența. Cred că aici apare educația, Răzvan. Cred că aici intervine lucrul acela când noi ne ducem și spunem, bă, da, te-ai uitat și tu un pic să vezi dacă e așa sau nu? Dar știi cum e? Fii atent, eu le-aș spune asta și oamenilor mari. Într-adevăr, mi se pare că la generațiile astea tinere vin așa niște lucruri foarte neverificate, dar cred că și pentru oamenii mari. Cred că e un comportament în care... Din delăsare, foarte mulți dintre noi zic, bă, a zis ăla, așa e, știi? Da. Dacă mai îmi permiteți, două fraze, domnule Striblea. Prima, unde văd diferența generației mele? Diferența generației mele este că și noi înșine aveam influencerii noștri, dar în general acești influenceri se bazau pe ceva. Fie era cel mai bun din clasă, fie era cel mai puternic din clasă, fie era cel mai bun vânzător, era cel mai bun profesionist, era ceva care îl valida. Acum mi se pare că lipsa cărții sau avem presă în internet, presa citită. Faptul că nu mă aplec să citesc un articol din presa scrisă de pe net și prefer să mă uit doar pe YouTube sau doar pe TikTok, ăsta este un deserviciu care îi se întâmplă și la sumă și îl dorește noua generație. Aici văd o problemă. Aici... Și mai văd o problemă foarte scurt, cu asta închei cu siguranță foarte mult. Da. Foarte scurt. Faptul că nu se implică deloc în politică și nu-i interesează. Vă mulțumesc frumos, cum vreți. Da, spor la treabă. Aha! Asta cu politica, tot de acolo, de la redactarea, de la citirea aia vine. Sunt fete la 13-17 ani care vorbesc mult mai vulgar decât unii băieți. Ne spune unul dintre ascultătorii noștri, Nicolae, pe Facebook, spune în continuare așa: eu am jucat și joc fotbal de vreo 40 de ani și niciodată pe un teren de fotbal nu am auzit atât de multe înjurături macabre, spune el, de la niște fete de vreo 15 ani. Chiar la un moment dat nu am mai rezistat și m-am luat de ele. Le-am liniștit pentru acel moment, dar dacă nimeni nu le atrage atenția, e complicat. Dacă ăsta e viitorul, e jale mare. Salut, Gabriel. Pe tine ce te supără, ce te bucură? Deși am doi copii, mica în aproape 16 ani, la generația tânără, din generația tânără, eu înțeleg cei între 6 și 30 de ani, am observat repetenția la două cuvinte care au începutul comun. Comunicare și respectiv comunitate. Comunitate în sensul ăla oarecum arhaic, de oameni care erau împreună ca să facă ceva, ca să întreprindă ceva, ca să schimbe ceva între ei. Astăzi, tehnologia care a făcut poate comunicarea mai ușoară, i-a făcut să comunice mai greu în lumea reală. Am văzut în diverse locuri în București, să le spunem moluri, 5, 6, 10 copii de 14-16 ani la o masă, ce timp de un sfert de oră nu schimbau niciun cuvânt direct eu grai, și toți erau cu telefoanele în mână, probabil că discutau pe Facebook Messenger sau pe WhatsApp, da, sau da, pe da, da, da. Cam, da. Dar niciun cuvânt spus pe gură. Am văzut și eu scena asta de mai multe ori. Da. Disperau, ca să zicem așa, ospătarii sau personalul acelei locații, pentru că trăgeau dintr-un suc sau dintr-o limonadă timp de 2-3 ore și nu schimbau nicio vorbă între ei. Îți dai seama,
Stai o secundă, Gabi, glumind, îți dai seama cum o să fie nunțile viitorului, când toți vor sta acolo cu ochii în telefoane și mirele și mireasa? Nici nu o să mai danseze. Cred că îmi dau seama, pentru că avem în Germania, în urmă cu mai mulți ani, s-a făcut o discotecă în care, de fapt, dacă intrai înăuntru, nu auzeai nimeni, pentru că fiecare participant din discoteca aia avea o cască pe urechi. Și fiecare, cum ar veni, își asculta muzica ce-l interesa, da? Și se bâția în ritmul muzicii pe care el o auzea la cască. Da? Deci erau mai mulți oameni în aceeași încăpere, o încăpere probabil de 300-400 de metri pătrați, dar care nu împărtășeau nici aceeași muzică, nici aceiași pași, nici aceleași ritmuri, nici nimic. Și aici ajungem la al doilea cuvânt pe care l-am menționat, comunitate. Parcă noi pe vremuri, începând de la școală, eram mai uniți ca găști de clasă sau ca găști de ani. Nu știu, poate mi-au acum jurături, dar până și când era iarnă și era zăpadă, ne strângeam băieții ca să bulgărim fetele, da? Era totuși o comunitate, comunitatea băieților, să spunem, clasa 8-a. Da. Și mamă, vorbeam între noi și ce frumos era. Ei, aceste lucruri, îmi cer scuze, văd comunitate a copiilor în parc până la vârsta de 6 ani, în care se împrietenesc foarte ușor și se joacă împreună, se aleargă împreună. În momentul în care cresc, aceste microcomunități dispar. Apare o mare însingurare, în singurătate. Și dacă intri pe diverse forumuri, o să spun Reddit pentru că nu-i fac reclamă, o să găsești foarte mulți tineri de la 24-25 de ani în sus. Cu salut, sunt frumos, frumoasă, am terminat X facultate și sunt singur de 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani. Ce mă sfătuiți să fac ca să fiu și eu într-o relație, să am niște prieteni? Oamenii aia, te uiți la ei și pur și simplu, ca om care ești ca mine, să spunem, la un peste 40 de ani, este oarecum milă de ei, sau mai rău, pentru că avem și cazuri în care spun că au depresie, sunt sub tratament medical, etc. De asemenea, ultima chestie și asta încheie. Este frumos să vedem lucrurile pozitive. Numai că, știi tu, cu o floare nu se face primăvară, ci trebuie foarte multe. Ce folos că un copil face ceva pozitiv, dacă poate este singurul de la el din clasă sau din școală, care are o pasiune. Eu cred că aici sunt mai mulți. Îți mulțumesc tare mult, Gabriel, de punctul tău de vedere, pentru punctul tău de vedere. E foarte bine dacă fiecare copil din clasa respectivă ar avea cât o pasiune. Cât despre însingurare, așa e. Poate sunt cele mai însingurate generații din lumea modernă. Și asta nu spun de la mine, o spun pentru că e măsurată. Iar dispozitivele acelea și rețelele sociale contribuie enorm de mult la chestiunea asta. Gheorghe, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Ai oftat. Eu vreau să încep prin a vă spune că nu este o regulă generală. Copiii vorbesc urât, fetele vorbesc urât. Într-adevăr, o mare parte dintre ei, dar nu este la general. Problema este că marele câștig al copiilor este să spun ce vor. Nu mai sunt generația mea, de exemplu. Așa, te auzi bine acum. Deci cum au repetă că a fost o secundă de întrerupere? Te rog, repetă ce ai spus. Ei au curajul să spună nu. Generațiile care sunt acum, cei tineri, au puterea să spună nu. Nu mai este, de exemplu, ca pe vremea mea. Eu sunt născut în 77, poate și cei de după mine, care sunt mai tineri, nu prea aveau toți curajul să spună nu. Și de acum, dacă ceva nu le convine, nu îmi convine. Foarte interesant observație. Da, uite, acum că spui, îmi dau seama. Și am mai văzut, uite, la generațiile mai mici decât mine, dacă areți deja adulți, că nu mai muncesc atât de mult, că nu mai au atât de multe sarcini de serviciu și că spun mai repede nu, că au grijă și de viața lor. Eu nu zic că exact. Asta e un lucru rău, dar exact. Așa îmi face mie impresia. Pot să vă spun un exemplu de la copilul meu, acum are 21 de ani.
a vrut să dea la medicină. Așa. N-a intrat din prima, n-a intrat din a doua. Mi-a spus, tati, eu vreau să merg la medicină. Nu vreau altceva. Între timp, s-a evit un post la o companie de telefonie mobilă, s-a dus, zice, vreau să lucrez, dar numai 3 luni. Vreau să văd dacă pot. S-a dus, a mers la interviu, a obținut postul respectiv, după 3 luni s-a lăsat. Așa. Mult mai ambițioși decât am fost noi. Nu mai au idei preconcepute. Tot să zică lumea că n-a intrat la facultate, nici anul ăsta, nici anul viitor. Nu, chiar nu interesează. Părerea mea. Eu zic că sunt mult mai inteligenți decât am fost noi. Au mai multe posibilități. Asta e părerea mea. Asta e adevărat. Asta e adevărat că au mult mai multe posibilități. Important e să-și ia și deciziile corecte. Și cred că aici intervenim noi. Știți că mai sunt dezbatere asupra modului în care îți sfătuiești sau îți îndrepți copilul într-o zonă sau într-alta. Gheorghe, da, îți mulțumesc tare mult. Raluca, salutare! Bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Până acum mi-am schimbat discursul de vreo 3 ori, tot auzind ce spun... Dar rămâi la ce ai vrut să zici inițial. Că asta e întrebarea, da, păi nu mai știu că mi se pare că mă au ce generații diferite sunt, dar îmi dau seama că și bunica mea spunea, va, aici ce diferiți sunteți de noi. Este evident că lumea evoluează, nu, na, ce să facem. Vreau să zic, mamă, nu se mai duc plătele la școală. Și m-am gândit, wow, stai-mi puțin, dimineața mă trezeam, zic, și chiar mă duc la școală, mă rog, nu știam și spuneam cu puțin. Încep să-i spun, domnule, sunt copii care trec munții, duc la școală. Și mă gândeam, dar eu l-aș fi trecut. Eu am învățat bine așa și mi plăcea să mă la școală pentru socializare mai mult. Și să am note mari, mi-a plăcut. Dar vreau să zic, era o fericire că am dreptul să învăț. Nu realizam acest lucru, că era ceva obișnuit, era ceva de la tine înțeles. Mie îmi place la generațiile actuale că știu să se informeze. Nu știu dacă știu să fac o selecție. Asta aici intervenim noi, dacă ne duce capul, că uneori nici noi nu știm. Și ce spunea domnul înainte că știu să spună nu. Da, știu, dar știu cam des să spună nu. Da, și nu numai asta, da, bine, au grijă de timpul lor. Iarăși, munca voluntară este o chestie importantă. Nu trebuie pentru orice lucru să-ți iasă ceva. Eu știu și cu persoana de seama mea, am 48 de ani, și mai învârstă care una, două, dar mie ce mi iese? Păi trebuie să-ți iasă ceva din orice? Nu, este satisfacția ta personală. Nu cred că trebuie să punem tot timpul... Ne zic, hai să strângem niște gunoaie din parc. A, muncă patriotică, n-ai evoluat. Nu ți se pare că... Stai, e muncă... Da. Stai un pic, nu ți se pare că generațiile noi fac cumva mai multă muncă patriotică decât generațiile noastre? Mie mi se pare că ăștia care... Nu? Pe bune? Nu. Mie mi se pare că ăștia care se duc pe câmp sunt oameni mult mai tineri decât mine. Să duc aici la Delta Văcărești, să strângă, să facă... N-am văzut ăștia ca mine altceva. Mulți. Ce? N-ați văzut. Eu am văzut ca mine, să știți. Eu merg și fac muncă patriotică și nu reușesc să adun pe ei. Mă duc, donez sânge. Nu reușesc să le adun. Nu reușesc, nu știu ce fac. Eu nu reușesc să adun. Este adevărat că am puțini colegi care fac chestia asta. Ăștia tinerei, poate sunt adunați și se pare cool. Și este cool. Este ceva frumos. Dar vreau să spun că ne zici să stai peste program. Îmi pare rău, trebuie să stai uneori. Eu sunt doctor. Trebuie să stau. Îi se pare firesc. Când mă duc în altă parte, mi-a trânsit geamul și s-a terminat programul. A, dar mă mai ținem pauză. Păi, uneori mai ținem pauză, ce să facem? Dar, da, nu-mi place că nu comunică, este adevărat. Comunică mult pe telefon și asta e adevărat. Dar, evident că asta este evoluția, este prețul progresului. Mă enervează tot felul de atitudini, normal, că pe vremea mea nu era. Nu era că n-aveam voie, dar ar fi fost dacă aș fi putut. Asta este evoluția. Stai o secundă cu mine aici. Florin Mitroi spune așa pe Facebook. Ce mă supără? Graba lor spre orice. Bine, nu că noi nu ne-am fi grăbit să devenim orice, dar ăștia de acum parcă au viteză peste limită, spune el. Ce-mi place? Că nu mai sunt obedienți, că-și cunosc din ce în ce mai bine drepturile și obligațiile, că sunt informați în mare parte și sunt foarte greu de păcălit. Că sunt vocale atunci când se simt nedreptățiți. Ai văzut asta acasă? Ai copil, nu? Nu, da. Ei își cunosc foarte bine drepturile, obligațiile, mai puțin. Și nenea, mama mea. Cum? Ea trebuie să spăl vasele, serios. Adică da, ce vrei să zici? Că... Vezi că te aud. Mă aude, da. Deci câți ani are copilul tău? 12 ani jumătate. Copiii ăștia sunt mai leneși decât am fost noi? Da. Da?
să știți că da. Eu asta mult la bunica mea la țară și nu m-am dus acolo să fac bunica plăcinte. Mi-a spus, mai făcea asta raca din când în când, dar eu am fost la prășii, deci, mă rog. Nu prea am înțelegere când nu vrei să mă duci. Nu mă refer la copilul meu în general. Nu la copilul meu, în general. Înțeles, toată ce mai fac, ce să-i fac? Da, există, da. Există un cont foarte simpatic al unor australieni pe Facebook, niște părinți de adolescenți care imită toate comportamentele adolescenților și le mai zici, este unul care se numește Teenager Pro. Vă invit să-l urmăriți, o să râdeți cu lacrimi și arătați-l și lor, că o să se distreze substanțial din punctul meu de vedere. Da, n-am știut dar de cum. Dar nu imite. Mie să nu imite, da. Am mai surprins că sunt mai leneș, dar dacă te gândești, nici eu nu știu, mă, câtă treabă am făcut. Eu, cum am plecat la facultate, nu știam cum să nu mă mai întorc acasă, maică mea avea obiceiul ca să facă la ea curățenia de Paște și de Crăciun și, mă rog, cu alte ocazii de astea, curățenia aia mare. Era ceva, cum să zic, eroic, să muta casa, să scuteau mobilele, să... Făcea în felul ăsta, da. N-am să o uit toată viața. Și când dar nu prindea... ne place nimănui. Da. Nimănui da. Nu trebuie să facem curat. Ce să facem? Cineva trebuie să facă, nu? Nici eu nu mi-aduc aminte că asta era vreo plăcere a vieții mele, sincer îți spun. Când știam și mie nu-mi place să șterg geamuri, să știți, dar trebuie să fac, nu? Da. Și să știți că te scol la 5 dimineața, duci vaca la cireadă, e nasol. E nasol în vacanță, toate vacanțele. Chiar nasol. Și ce era după? Bunica mea era bătrână. Puteam să o las pe ea? Nu. Așa e. Mulțumesc mult, Raluca, spor la treabă. Mihai, salutare. Ce e diferit? Salut. Ce te supără, ce te bucură la cei mai tineri? Nu mă supără absolut nimic. Totul se numește evoluție, din punctul meu de vedere. Ca și profesori de la școală, care au o anumită vârstă, 30-40 de ani, este o diferență între generații și copiii din urmă updatați, părerea mea, că YouTube, că TikTok, că ei citesc cu totul altceva. În contradicție cu colegul care zicea mai devreme că nu mai citesc cărți, că nu, într-adevăr, nu mai vezi cartea fizic. În schimb, o vezi în calculator. Ei citesc absolut orice informație. Toată treaba este, tu ca și părinte, să-i dai o direcție și să-și aleagă el lucru, nu știu, pozitiv, în sensul bun al cuvântului. Da-i și părinte, da-i stai starea cu el de vorbă, dacă stai cu el de vorbă. Și aici e o problemă, că noi mai stăm cu copiii de vorbă. Noi, nu știu, muncim, facem treabă, venim acasă, facem treabă, că nu suntem remunerați astfel încât să plătim pe cineva să ne facă treaba din curse sau, eu știu, de apartament sau... Și după care să stăm cu copii, sunt foarte revoltat în sensul ăsta, pentru că salariile sunt foarte mici, pentru că dacă am lucrat 8 ore în fiecare zi, da? Și ne-am ocupat de copii, dă soție, dă un restaurant, dă o ieșire în parc, ar fi cu totul altceva. Dar banii pe care îi luăm de la servici nu ne ajung astfel încât să ne petrecem timpul cu copiii sau cu familia. Și aici intervin niște probleme de comunicare. Și copiii, noi când facem nu știu ce treabă, ei stau pe YouTube, pe aia, pe aia, da? Aici e o chestiune de alegere, știi cum e. Multă lume spune așa și am văzut, până la urmă nu are importanță dacă vei câștiga mai mult sau mai puțin bani, cât îți asiguri o viață decentă, dar în această viață decentă îți inclui și copilul. Adică găsești întotdeauna timp, renunți la munca aia și găsești timp ca să stai cu el, o oră, două, dacă se poate. Dacă o mai fi cineva care stă două ore. Într-adevăr, aici e dreptate, dar banul... Da, banul știu. Banul e ban. Banul e și ban. Și încă o chestie. Nu există nicio problemă până la 10 ani. Așa. Acolo nicio problemă pentru că el se duce la școală la doamna sau ea, care este, fată sau băiat. Doamna este una aplicată asupra copilului. Vine clasa a 5-a, nu mai există doamna. Așa. Nu mai există doamna, există, nu știu, 5, 6, 10 profesori care sunt ei și care spun în felul următor. Ora de dirigenție nu este ora de psihologie. Fiecare profesor vine la clasă, predă, intră, predă și pleacă. Da. Comunicare zero. Pe lângă subiectul respectiv care e la clasă, nu există. Asta vă spun eu din experiența mea cu copilul care l-am. Excursii n-au mai fost, nu știu, că a fost pandemie. Acum se perpetuează. A fost pandemie,
În schimb, nu mai există nici excursii sau ieșire în comunitate. Nu mai există, pentru că nu ne asumăm niște ieșiri de-astea. Că trebuie să ai grijă de copii, că trebuie să petreci niște timp cu copiii, că... Și devine o pură. Tu ai impresia că îl trimiți la școală să învețe ceva, nu ia la școală, fac și ce pot și uite așa, e o negociere, nu știu, continuă și te trezești cu copilul că îți răspunde. Că nu face ce zici. Că ai probleme de comunicare. Că îți vine cu note proaste. Că oricum nu spune. Bă, dacă tu nu-l întrebi, el nu spune. Da. Și dacă tu nu ești aplecat, profesorul la școală... Corect, ai dreptate, mă gândesc asta. E o chestiune de comunicare. Mulțumesc tare mult. Da, și nu mai zic notele de la școală. Dom'le, școlile care au catalogele alea virtuale, alea mie mi se par absolut extraordinare, da? Adică poți să afli de acolo că oricum e așa o liniște. Ce-ai făcut azi la școală? Bine. Știți? Victor Bercea zice așa pe Facebook: noua generație are o inteligență specifică orientată diferit de cea a fostelor generații. Sunt pragmatici, oportuniști. Pentru ei a avea este mai important decât a fi. Sistemul lor de valori este adaptat perioadei actuale. Nu au sentimente patriotice. Aplică principiul latin ubi bene ibi patria, dar fără a cunoaște latina și nici istoria poporului nostru. Viitorul României va rămâne în principal în mâinile celor care vor rămâne aici, nu din patriotism, ci ca urmare a propriei lor mediocrități, nefiind competitivi pe piața mondială a forței de muncă. Sunt sceptic în privința asigurării pensiilor în viitor. Știți unde vă contrazic? Am observat la generațiile mai noi că nu mai au darul plecării așa în străinătate. Nu prea le mai arde talpa. Am văzut mulți puștani adolescenți care zic: dom'le, dar stai un pic, că România e bine. Până la urmă, România e la 3 ore față de Paris, nu? Dacă vrei, pleci. Oricum, lumea digitală te ajută să trăiești cu capul unde vrei tu. Nu-i așa, Cristian? Salutare! Salut! Deci, eu nu sunt părinte, sunt bunic. Am o experiență foarte interesantă. Și părerea mea, s-ar putea să deranjeze, dar asta e... Părerea mea este că imaginea asta despre copilul care este altfel decât cum am fost noi și așa mai departe, vine de la părinții care sunt spectatori. Deci, atâta vreme cât nu există implicare directă în viața copilului, atunci nu putem să vedem decât că el ascultă nu știu ce muzică care nouă nu ne place, că se uită la TikTok, la tot felul de tâmpenii și așa mai departe. Dacă însă părinții nu îl îndreaptă pe copil cum trebuie, ci dau exemple. Eu am folosit foarte mult treaba asta în relația cu nepotul meu, care are acum 16 ani, este mândru licean, da, la Tudor Vianu, și a funcționat perfect. Și a intrat și printre primii, așa. A funcționat perfect. Dă-ne un exemplu, că ai zis că lucrezi cu exemple. Adică, cum Deci, la un moment dat, pentru că se vedea clar că există tendința ca toată viața lui să fie legată de tablete și telefon, l-am luat cu mine la un concurs de biciclete. Okay. Am venit de acolo plin de noroi și așa mai departe. Puștiu m-a întrebat, dar aș putea să fac și eu treaba asta? Zic, nu știu, te hotărăști, dacă vrei să o faci, o faci, dacă nu, nu. De atunci a fost cu mine la toate concursurile de biciclete organizate în București. Spune Paul Olteanu în discuțiile pe care le porc cu el că indiferent de cum am vrea să ne educăm copiii, adică din gură, ei vor face ce văd la noi, de fapt. Putem să-i spunem, nu te mai juca pe calculator, dar dacă te vede lucrând sau jucându-te tu însuți, el nu va abandona calculatorul. E foarte bine ce zici. Sunt foarte multe voci care spun că tinerii de astăzi nu mai fac echipă, aiurea. Trebuie să le arăți care e treaba cu echipa. Trebuie să vadă care e folosul echipei pentru ei, în primul rând. Pentru că eu am făcut școala aia comunistă, am avut și ore de muzică, da? Mie mi-a plăcut muzica, da? Deși sunt un tip cu cunoștință și activitate în domenii exacte. Așa că i-am introdus puștiului muzică, chitară, note, ce înseamnă game, care sunt relativitățile dintre game și așa mai departe. Astăzi puștiul este un chitarist electric excepțional. Același puști, biciclistul? Părinții lui ce fac noi, Cristian? Dacă tu ești bunicul care îl duce la biciclism, la ciclism și la chitară? Numai puțin, deci
Eu deschid ușile, mai departe părinții execută. A, dau banii pentru profesorii, deci nu, pentru bicicletă, nu? Nu, participă direct, deci până la urmă și părinții s-au apucat de biciclism și au mers împreună cu foarte el. Tare, da, da. Tu ești așa patriarhul familiei? Tu ești modelul că... Păi probabil că da. Uh-huh. Pentru că iată, activitatea cu chitara electrică a fost într-o trupă. O trupă de moști, de-ai mei, prieteni de-ai mei, cu care cântam la chitări când eram puști, da? Și ne-am jucat de-a trupa. Deci a văzut care este folosul echipei. A participat direct în corecții, în păreri, în opinii. Este clar pentru el acum că munca în echipă este totul. Mulțumesc tare mult! Am învățat ceva astăzi de la tine, Cristian, și aș vrea să închid această emisiune cu Jenny, care a avut răbdare și a stat pe fir aici alături de noi. Jenny, zâmbim sau ne amărâm la final? Bună ziua tuturor! Sunt foarte emoționată, o să vă zic. În principiu am vrut să vă sun, să vă zic că am 40 de ani și în 96, având 16, am vrut să mă vopsesc albastru în cap. Cum a început emisiunea asta? Așa, și? Problema este că, normal, nu erau acele vopseluri care sunt acum. Și am auzit, nici nu mai țin minte, vă spun sincer, de acest albastru de gențiana, da, care este un produs chimic. Și ce ai făcut? Eu fiind, nu știu să vă zic acum, sincer, eu fiind șaten închis, nu s-a prins. Ah, okay. Prietena mea era blondă, s-a prins, era fantastic. Revenind la discuția serioasă, fiind ultima, nu prea mai am ce să zic. Mama, e 30 de secunde. Spune-ne cum te simți la finalul acestei discuții. Într-adevăr, sunt generații diverse. Sunt generații chiar diverse. Sunt lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Dintre cele mai puțin bune, observ că nu știu să se descurce. Tu le zici, ei s-au întors, ei nu mai știu nimica, au uitat. Corect, ce observație bună, fii atent, îți mulțumesc, trebuie să ne oprim aici. Dar ai lăsat o observație foarte bună pe masă. Dincolo de capacitatea de a comunica cu cei pe care îi știu, această generație și-a pierdut capacitatea de a comunica în stradă. Ați remarcat lucrul ăsta? Du-te, descurcă-te, fă aia, vorbește cu omul ăla, du-l încoace, explică, ia, cumpără. Ăsta e un lucru important. Generațiile, sigur că sunt diferite. Provocările la care copiii noștri sunt expuși sunt de cu totul altă natură. Atenție! Diferența fundamentală este însă că aceste provocări sunt primele în istoria omenirii. Sunt primele provocări digitale și psihologice de altă natură pe care societățile moderne nu le-au trăit. Și aici trebuie să fim împreună atenți. Dar asta e o idee la care ne întoarcem. Acum să aveți sărbătoare frumoasă. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.